a va fi, din câte eu înțeleg, o instituție afiliată președinției. Și va avea caracter civil, evident. Și să lupte cu aceste fenomene. Eu zic mai bine să așteptăm să vină proiectul în Parlament, să fie controlări publice, evident trebuie să fie mecanisme de control, să fie implicat și societatea civilă, să ne asigurăm că nu au loc abuzuri, dar nu putem să folosim sau paravan. În sens că e clar că libertatea de exprimare este, noi o și o respectăm și vedem, avem Constituție, avem legi care oferă garantează libertatea de exprimare și faptul că suntem criticați în stânga și în dreapta arată acest lucru. Dar nu putem să ne oprim aici, făcând abstracție de pericole iminente care există asupra Republicii Moldova în contextul de război hibrid la care suntem supuși de Federația Rusă. Dacă nu o să oprim acest lucru, noi nu o să reușim să dezvoltăm, să progresăm ca democrație. Noi vrem nu e. Vrem ca lumea să înțeleagă că e mai bine să trăiești în democrație, că e bine să te bucuri de drepturi, că nu e ok ca o țară să invadeze altă țară, să pună la pușcărie oameni pentru simplu faptul că au spus net vaine. Deci noi trebuie să ajutăm oamenii să înțeleagă acest lucru, pe cei care încă nu înțeleg. Și dincolo de măsuri de a combate propaganda, centrul ăsta o să vină și cu instrumente de promovare, De informare, de adică. informare, da, de exact, de informații corecte.